Bună seara, dragii mei, sunt Tarot Ela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Vărsător. Îmi pare rău că vin atât de târziu pentru octombrie. Puteți să o considerați octombrie-noiembrie sau doar octombrie. Eu totuși sper noiembrie să fiu punctuală. Parcă totuși văzusem ceva. Da, aici am văzut așa, nu vreau să mă lungesc cu... nu, aici, da, se pare că totuși un eveniment neașteptat vă cheamă la o nouă cale. Sau evenimente neașteptate la drum. Evenimente neașteptate la drum, probabil. Însă, e un soare aici. 4 și 5. Ceva crește în voi sau reușiți să creați ceva interesant. Cel puțin interesant. Așa, aici venise, da. Iar aveți de meditat, numărul 14 poate să însemne ceva pentru unii dintre voi. 4 și cu 1, 5. 5 înseamnă mare preot, tradiții în care știm bine că femeia nu a fost privită prea frumos de-a lungul istoriei. Însă acum 1 și cu 4. Ce înseamnă stabilitate, ce înseamnă individualitate? Cum puteți să vă găsiți individualitatea în relațiile de căsătorie, în relațiile de familie, în relațiile tradiționale, în așa... Da, cum să vă găsiți individualitatea, cum să vă păstrați personalitatea. Egalitatea în drepturi. Iar o chestiune de transformare. Probabil mesaje pentru unii dintre voi. Văzusem ceva. Așa, aici văzusem ceva, da. Exprimați-vă dragostea prin daruri. Poate că unii dintre voi trebuie să vă exprimați prin daruri sau cineva se va exprima față de voi prin daruri. Va exprima dragostea, fericirea, 19, soarele, prin daruri. Așa, între timp, aveți de meditat 32, iar 5, vedeți? Relațiile karmice, de familie, de căsătorie și nu doar, poate chiar și de prietenie pe care le trăiți. Meditați un pic, în oglindă vedem, nu neapărat, înseamnă că dacă ai un om rău în viață, gata, e un rău și în tine. Asta e chiar o prostie. Cine încearcă să proiecteze asemenea lucruri, vă rog frumos. Nu. Durerea unora, vulnerabilitatea unora atrage energii negative, pentru că ele se hrănesc cu energiile noastre negative. Iar gândiți-vă un pic, poate unii dintre voi puteți să studiați despre oglinzile seniene, dar îți trebuie ceva curaj să recunoști ce trebuie schimbat și în tine și în relație, apropo de karmă, ca să poți să mergi către destinul tău. Am văzut soarele mai devreme la femeia cu soarele în suflet, avem 19, binecuvântări și miracole vă așteaptă. În momentul în care, interesant, înțelegeți unde vă mințiți, unde v-au mințit alții, acele șabloane despre care am vorbit. Unii dintre voi ați îndurat foarte mult în dragoste. Vorbesc de unii, nu de toți, dar unii chiar ați îndurat. Și probabil că sunteți chemați la o nouă cale. Vă separați cu acel turn și mergeți pe cărarea voastră. La început cu pași mici, poate nedefinită, apoi cu cât prindeți curaj, vă veți defini și scopul și direcția. Sau o veți descoperi pur și simplu. Fuguța. Aici ceva? Nu, am zis. Hai să vedem. Situația generală. Octombrie, aproximativ și noiembrie. Dar, repet, în noiembrie sper să fiu punctuală, plus că avem și în octombrie și noiembrie evenimente deosebite. 29 a venit femeia matură, femeia importantă a venit invers. E o situație nedreaptă. Poate nu mai vreți să fiți soția cuiva și să divorțați. Posibil unii dintre voi. Opa! Versus femeia divină, aș spune, cu 33. De ce zic divină? Pentru că aici, 33-32, e o evoluție. Și alt 3. Dar în loc să fie 23-13, e o oglindă spartă, aș spune. Ați trăit o nedreptate, interesant, 2 și cu 9 înseamnă 11. Ori o femeie a fost nedreaptă cu voi, bărbați, femei, nu contează, ori, da, posibil, nu contează că sunteți femei, poate e o femeie nedreaptă cu voi, care vă bârfește, poate e soția cuiva, o femeie matură. Femeia matură reprezintă în general o regină sau o împărăteasă. Faptul că a venit invers este o femeie în energie distorsionată. Unii dintre voi ascundeți o suferință. Dacă nu voi... diavolul. Diavolul, ursul. 13-15. Și dragoste. Vreau să spun că unii dintre voi, bărbați, femei, nu contează, ascundeți o mare suferință din copilărie. Poate cineva a fost nedrept, o mamă, o rudă, o soră, cineva a fost nedrept cu voi în copilărie. Dacă nu este energia voastră, este energia persoanei cu care, o persoană cu care aveți de-a face. Poate este soțul vostru, prietenul vostru, poate energie masculină, care vede femeile distorsionat tocmai pentru că diavolul și copilul a fost intoxicat în copilărie de o atitudine foarte negativă, posibil din partea mamei. Dar ce este frumos este că între cele trei cărți care povestesc despre o dramă, despre o nedreptate, că ăsta e leitmotivul, cele trei sunt flancate de 6 și 6. Două femei, nu neapărat două femei, aceeași femeie sau aceeași energie feminină sau o altă energie feminină, nu vorbim despre aceasta, o altă energie feminină care protejează cu dragoste necondiționată, aș spune, situația de aici. Pentru unele dintre voi, dacă ați divorțat, probabil copilul vostru este intoxicat. În ce sens intoxicat? Influențat negativ, manipulat de o altă energie feminină, de un bărbat, de fostul soț, de aș, de alt, pentru unii. Dar, repet, dacă nu e vorba doar de... Nu îți fi toate divorțate și cu copii în situația asta. Este copilăria cuiva. Aici este o mamă, e luna, reprezintă mama, da? Diavolul și copilul, moarte, renaștere. Deci, copilăria cuiva, repet, nu e obligatoriu să fie a voastră, chiar dacă și voi ați avut traumele, pentru că toți avem traume. Toți avem traume. Dacă este o altă persoană, un bărbat, care a întâmpinat asemenea nedreptate în viață, ori mama, ori soția, ori prietena, nedrepte, de fapt, față de această energie masculină, dau mai multe variante, vedeți unde vă găsiți. Acea femeie, acele femei sau acele energii feminine distorsionate, probabil că vă bârfesc, probabil că încearcă să vă influențeze. Dar ce frumos, repet, dragostea învinge, dragostea necondiționată. Păstrați-vă sufletul deschis, pentru că aceasta este deschis. Interesant, acum asta îmi sugerează această cheie. Voi v-ați descuiat sufletul. Vindecându-vă de niște traume, puteți să descuiați sufletul altora care trec prin situații asemănătoare sau poate mai intense sau poate nu la fel de intense, dar puteți să vindecați. În fine. Vedem. Nu știu cine aici. Sunt două femei diferite. Una nedreaptă și alta în dragoste necondiționată. E situație. Voi? Ia uite. 2 și cu 3, 5. Iar 5 acasă, marele preot, tradițiile, da? Probabil news. Auziți niște vești, apropo de nedreptate, ori despre nedreptatea care vi s-a făcut. Da? Despre cum v-au bârfit unii alții. Auziți niște vești, nu tocmai plăcute. Despre o persoană schimbătoare care a trebuit să se transforme, dar schimbătoare, cameleonică. Acum zice ceva. mâine altceva. Nu e vărsător, până acum era frumos. Soare. Interesant este, da, vă concentrați pe muncă, aveți un proiect și o să aveți succes. 2 și cu 9 invers. Interesant, 2 și cu 9, 11, da? Dar vedeți, apropo de oglindire, mă duc cu gândul la 2, la Marea Preoteasă. Intuiția vă spune că ceva e neregulă într-o anumită situație, că sunt niște secrete. Intuiția vă spune că sunt niște secrete, că cineva ascunde o traumă, că cineva ascunde tradiții, ascunde iar o femeie. Vorbesc de un rege de cupe, un om cu potențial. Potențial sau care vă iubește sau care învață să iubească acum, în preajma acestei energii, 33 și cât era 24. Dar ia uitați luna, reapare fricile. Fricile. E o mamă și un copil cu valetul de cupe și poate cineva șantajează cu un copil, sunt multe variante. Sau în copilărie cineva s-a speriat sau a avut o mamă manipulatoare, tulburată, da? Dar acest personaj trebuie să învețe să se iubească și probabil că cineva îi arată cale. Vorbesc de un rege de cupe. Pești, Rac, Scorpion, dar nu obligatoriu. Poate să fie oricine. Puteți să fiți și voi cu planete, cu luna, în special, în semn de apă și atunci sunteți foarte sensibili sau ei sau cine o fi. Dar, cum am mai spus într-un video pe care nu știu cât l-ați ascultat, regele de monede, poate să fie soțul vostru, tatăl vostru, o separare. Sau cineva cu marcaj în semn de Fecioară, Taur, Fecioară, Capricorn. Se dorește o împăcare clară. E o separare, un turn, am văzut mai devreme, justiția, iau-te! Zice de spade, da, veți auzi despre acest personaj care vă iubește, regele de cupe, iau-te, 3 de cupe, 2 de cupe, wow, câte emoții, regina de cupe, vă vede sufletul vostru pereche, de care voi v-ați îndepărtat, eventual, pentru că știați că mai are pe cineva 3 de cupe, ori o prietenă, ori o soție, ori o mamă. V-ați simțit foarte bine împreună, dar v-ați îndepărtat. Da? Și separarea aceea aduce și trezire și chestiuni, nu știu. Cum se va manifesta această justiție? Ați văzut, am vorbit de la început. Este o trădare în viața acestui personaj. Posibil bărbat. Hai să mai vedem. O dată. De 2 ori. De 3 ori și tăiem. Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Vărsător, Iar apare 3 de cupe. Da, și 2 de cupe. Am amestecat. Acum, evident, nu toate sunteți divorțate, nu toate aveți copii. O mică indecizie, mai dați-mi voie. Cineva indecis. În această poveste, cineva indecis odată. Da, evenimente, turni, iau cum sar cărțile. Are foarte mult de vindecat, are multe opțiuni care le afectează capacitatea de a lupta, capacitatea de a decide. Dar dragoste e o dragoste care transformă. Hai. O dată. 2. Tăiem. 4 de spade. Nevoie să se pună gândurile în ordine. Nevoie de meditație, de odihnă. Cineva are niște tulburări mentale. Valetul de monede, cavalerul de spade și regele de cupe. Interesant. Valet, cavaler, rege. E o evoluție. Deși aici este o energie feminină, probabil că aici era posibil un bărbat să fi fost inițial într-o energie feminină și încet, încet se transformă în bărbat. Nu neapărat, da. Sunt multe mesaje, vedeți pe unde sunteți și care sunt pentru voi. Dacă ascultați acest canal, știți că dau multe mesaje foarte diferite unele. O să vedem și la clarificare. Mai văd ceva, iar pentru câteva persoane. Energie de aer, totuși cavalerul de spade poate să fie cineva cu marcaj în Vărsător care pleacă de lângă un semn de pământ sau de lângă un copil și merge înspre un rege de cupe, un personaj care probabil că le aduce echilibru emoțional sau pe care consideră, eu știu, persoanele pe care s-au îndrăgostit sau din ce motive pleacă, nu știu. E o chestiune din trecut. Repet, dau mai multe mesaje. De ca și când cineva lasă un copil pentru un bărbat. În fine, pentru o dragoste. Iar news, vești, probabil niște vești din trecut vă influențează și în prezent, că văd că apare regele de spade cu veștile sale neașteptate, comunicare neașteptată. Cineva comunică, v-a comunicat ori despre un proiect, și odată ce ați aflat despre acest proiect, acest potențial, ați mers înspre regele de cupe, care în general este un consilier, este un personaj care ascultă, care ajută. Vedem ce pare și la clarificări. Valetul de spade. Lumea. Și moartea. E... probabil că are legătură cu eclipsa care va fi în noiembrie. Pentru unii. Dacă ați investit într-un proiect, posibil să fie de succes cu lumea și cu moartea, foarte să vă transforme viața, posibil. Da, pentru că urmează eremitul, 6 de bâte și magicianul. Aș spune că energia feminină e pe val. Ambele sunt feminine. Dacă ați investit într-un proiect... s-a dezvoltat foarte repede, cu ajutorul cuiva posibil, a unei persoane sensibile, empatice, artistice. Bărbat, femeie nu contează. S-a dezvoltat foarte repede acest proiect. Și ajunge în prezent la o împlinire, la un succes. Succesul se va resimți în continuare, vă veți bucura. Poate că lansați un proiect într-un loc și apoi circulați și lansați-l și în alte locuri. Oricum, acest succes pentru unele, în mod special energii feminine, 6, cred că are legătură cu acest 33 și cu 24, pentru că e tot 6 îndrăgostiții. Vă introduc, mai bine, sau fac trecerea într-o nouă etapă, către o nouă etapă a vieții voastre. Moarte, magician. În ce sens? O transformare fantastică. Steaua aici este acoperită, a fost ascunsă. Probabil un potențial, nu doar de vindecare, dar un potențial de a străluci. Aveți un talent probabil nedescoperit încă și urmează să se descopere. Urmează să-l descoperiți și voi, dar acesta este un prim proiect, un prim pas. Eventual, în această perioadă puteți să mai studiați, că o să mai primiți multe idei referitor la această nouă direcție către care mergeți. Însă din când în când este bine să vă mai dați timp, pentru că este un succes public, să vă mai dați timp să vă mai izolați și să mai meditați. Pentru că steaua se vede când e acoperită. Când e întuneric se vede steaua, nu când e ziua. Misiunea o vedeți când sunteți voi cu voi. Eremitul care merge către stea se uită din întunericul în care stă în depărtare, la punctele de reper. Speranța că, sunt mai multe, da? Pe care trebuie să le bifeze. Nu te uiți la o singură stea, sunt mai multe, eventual. Mai multe traume, interesant cum vine mesajul, traume care trebuie vindecate. Dacă ați început ceva cu cineva și știți că au apărut niște situații, niște vești bruște care v-au făcut să întrerupeți acea relație, acel potențial, un semn de pământ eventual cu cineva în zodia Fecioarei, văd pământ și Fecioară, poate să fie și Capricorn, nu neapărat. Probabil că în prezent persoana vă urmărește și succesul acesta și transformarea asta mare care se întâmplă în viața unor vărsători, în mod special vărsătoare, îi fac să se izoleze, să păstreze în continuare tăcere și să se uite la voi. Cum manifestați. Wow, de ce mesaj! Să se uite la voi cum manifestați, cum sunteți pe val. Da? Interesant. Dar voi în continuare manifestați bani, succes profesional, inspirație cu asul de bâte, poate să fie și o pasiune, posibil. Atrageți pasiuni, dar și invidii. Mai ales, dragii mei, invidii din partea familiei sau a celor cu care ați avut familie sau poate chiar a colegilor de la locul de muncă. O, da, familia. Familia. Care uneori... Asta e. Am spus-o de la început, probabil să repetă și o altă formă. Asta e. La capătul setului de cărți, 6 de monede, 7 de monede, cavalerul de bâte. Dacă ați avut o aventură cu cineva, probabil că v-ați simțit la un moment dat părăsiți, pentru că ei au trebuit să aleagă, poate și ei se simt părăsiți. Ideea este că, ok, părăsiți, nepărăsiți, 5, 6, 7. Vă găsiți inspirația, ori poate cineva vă ajută, ori discuția cu cineva, ori o călătorie. Vă regăsiți inspirația și de la 5 ajungeți la 6 și la 7. Unde e un ajutor? 6 de monede. Am zis că cineva vă ajută, poate chiar vă dă bani pentru un proiect. Că ați avut foarte puțin. Și cineva dă mai mult, vă sponsorizează. Că altfel v-ar fi fost foarte greu să-l faceți. Dar vă sponsorizează și lucrurile, am zis, că evoluează. Dar din cauza acestei terțe părți, care poate să fie doar o sponsorizare, doar o prietenie, nu știu musai dacă e și aventură, dar variază de la om la om, apar invidii, apar invidii și bârfe. Hai să clarificăm valetul de monede. Șase de cupe invers. Ați vrut să începeți un proiect. Separat de, eu văd aici, de cineva din copilărie. Sau de un fost, de o fostă. 6 de cupe invers. Un mesaj pentru cineva, nu pentru toată lumea. Cavalerul de spade. Stați să mă văd cărțile. Interesant, 4 de spade invers. Dar niște vești neașteptate v-au adus ceva dezamăgiri, pentru că 4 de spade merge către 3 de spade. V-au tulburat liniștea, pacea. Probabil niște situații toxice. Diavolul poate să fie un fost, o fostă, care... Probabil că vă mai atacă din când în când pe voi sau pe ei. Ia uite, cavalerul de spade. Regele de cupe. Cavalerul de bute. Aici este energia asta care v-a scos. Poate să fie doar o... Da. O atracție, o provocare, dar care v-a echilibrat. Ori v-a ajutat, ori pe voi, ori pe ei, această atracție care a fost v-a ajutat să vă descoperiți dragostea, capacitatea de a iubi, dincolo de atracțiile sexuale. Ori poate, în momentul în care vă separați de cineva, a apărut o altă tentație. Dar tentația aia s-a transformat într-o prietenie, într-o dragoste. Sau personajul respectiv, dacă inițial a tratat întâlnirea ca pe o atracție, a început să simtă. Cu alte cuvinte, dacă pe voi v-a ajutat acea întâlnire, și pe ei i-a ajutat. Posibil să fie trei energii totuși. Energia de aer e destul de tulburată. Nu știu dacă sunteți voi musai sau poate apăreți voi sub o altă energie. Depinde și ce alte planete aveți. Dar aceea este o energie de aer foarte impulsivă și destul de tulburată. Aici este o energie de pământ care se simte abandonat. Probabil are legătură abandonat din copilărie sau abandonată. Sau un copil abandonat. Ori un copil abandonat, ori un semn de pământ abandonat din copilărie. Acum apare cavalerul, du-te vino, uneori Casanova, care descoperă dragostea. Pot să fie trei personaje diferite. Vedeți unde sunteți. Pentru că deciziile sunt foarte importante, transformaționale, mai ales pentru cineva cu un semn de care are semn de pământ și semn de apă. Voi știți ce treabă au aceștia în etalarea voastră. Poate aveți planete în Pești, în Scorpion, în Capricorn, în Taur, în Fecioară. Dar un semn de pământ trebuie să se transforme, un semn de apă trebuie să aleagă și voi, iar, aveți de ales. Posibil sunt persoane care sunt pe lângă cei cu care aveți de-a face. E ca și când aveți un prieten, o prietenă și persoanele din preajma lor afectează întreaga poveste. Că nu vorbim totuși prostii, doar că trebuie să selectați. Nu uitați că nu e etalare personală, e colectivă. Dar ceva tot apare, măcar pentru unii. Valetul de spade. În prezent, valetul de spade. Ups, ce simt la acest valet de spade? Sunt doi oameni care vor să comunice și altul intervine. Așa e, nu am văzut chestia asta mereu. Altă dată văd altfel. Da. Doi oameni vor să comunice, doi parteneri de afaceri, două suflete perechi vor să comunice, doi oameni asemănători, doi uli, ce frumos, știți că iubesc ulii, da? Și apare o altă persoană care probabil studiază cum să se bagă. Însă, ce mai apare? Apare. Trecând peste acest mesaj. Valetul comunică. Păsărea a apărut și aici, apar și aici păsări. Mi-au atras atenția. Probabil că veștile acelea. Veștile acestea. Poate că un personaj care vă iubește vă aduce și niște vești despre bârfele care se, eu știu, sunt împrăștiate în jurul vostru, posibil. Dar apare asul de bâte, un personaj care vă iubește, care e atras de voi și care eventual vrea să facă lumină într-o situație interesantă. Vin multe mesaje. Dar va fi, da, despre niște bârfe, cineva a fugit de soare. Da. Niște trădări. În fine. Lumea. Oricum ar fi, trecând peste acele mesaje, valetul de spade înseamnă și studiu. Poate că studiați cum să scrieți o carte. Și la mine a ieșit o carte, sper să o fac sau să o prezint. Apropo, și eu trebuie să vă prezint vouă cartea care a ieșit împreună cu prietena mea vărsătoare. Dar poate studiați cum să lansați un nou proiect, aveți o inspirație și încredere și speranță, nouă de cu pe speranță. Sau se lansează, am zis că se lansează ceva. Hai să mai vedem. Între timp cineva regretă. Stă în întuneric, în umbră și regretă. Lumea, clarificăm lumea pentru vărsători și vărsătoare. Acum, poate cineva urmărește, vin cu multe mesaje, unele aproape asemănătoare, dar cu nuanțe diferite. Poate cineva urmărește cum o altă persoană începe o nouă poveste de dragoste, dar care este, iar foc și apă, dar care este foarte influențată de atracție sexuală puternică. Poate voi descoperiți asta față de cineva sau poate voi trăi ceea cineva vă urmărește, nu știu. Variază de la om la om. Lumea, nu uitați că nu e etalare personală, este colectivă. Lumea pentru vărsători și vărsătoare. Hai! Și iar am zis că fac scurtă etalare. Ia uite, 9 de monede. Sunteți frumoși, independenți, independente. Încheiați un capitol, vă ridicați asupra multora, ieșiți din tipare. Justiția, apropo, a fost o căsătorie, un contract epuizant. Și ar apar doi bărbați. Interesant, bărbatul de pământ și de apă. Și o femeie. Și o separare. O femeie care probabil e mai pasională. Și o separare. Separare de tradiții, de convenții, de preconcepții. Odată ce vă separați de aceste preconcepții, atrageți mulți bărbați, cel puțin 2. Dar dintre acești bărbați, unul are în spate o căsătorie foarte nefericită, aș spune. Nu lumea, moartea. Clarifică moartea. Ați văzut? Pământ și apă. Regele de pământ, regele de apă. Extraordinar. Un suflet pereche. O întâlnire care vă transformă. Nu știu a cui este. Voi știți. Două suflete care trec prin niște experiențe, nu știu, poate sunteți martori, poate sunteți participanți în această poveste. Două suflete care trec prin trădări, prin atracție, prin bucurii, prin separări. Nu știu că sunteți voi. Vedeți? Avem aici pești, rac, scorpion. Voi știți. Mai dăm o carte pe 2 de cupe pentru vărsător. Soarele nu avem să așteptăm un vărsător. Două suflete perechi care se transformă. Sună-te. Da. O carte, vă rog frumos, pe cele 2 cupe și pe moarte și pe 2 de cupe. Iau pe regele de spade. Nu știu, sunteți voi cu un scorpion? Sau voi vă uitați la 2 oameni care se iubesc și se transformă, trec prin suferință, dar suferința e aproape și mai mult, este tăcere. Este o tăcere, este o tăcere în care cineva își analizează viața. Ce am făcut? Pe cine am mințit? Sau cum am mințit? Aș vrea să merg înspre fericire, pentru că până acum am simțit singur. Avem semn de aer, fecioară. Și pești, rac, scorpion și iar semn de foc. Nu știu, cineva trăiește o mare pasiune. Nu știu, repet, dacă sunteți voi părtași sau doar martori. Eremitul. Ia uite, regele de cupe invers. Interesant. Acest personaj, eremitul, probabil cu un marcaj, poate să fie ascendent, nu e obligatoriu să fie zodia fecioarei, analizează, își analizează viața. Am zis mai devreme că analizează cineva cum s-a mințit, cum a fugit de fericire. Analizează cum a fost manipulat în copilărie, poate de un tată, poate de o mamă, cum a fost manipulat și cum a învățat să manipuleze. Și cum, cât de dezechilibrat și-a trăit viața. Am zis că a fost un aventuros, cineva, un personaj aventuros care și-a găsit echilibru într-o dragoste. Repet, nu știu dacă sunteți voi sau sunteți părtași. Șase de bute. Dacă știți că cineva v-a manipulat emoțional, puneți voi tăcere. Șase de bute și marele preot. Unii dintre voi sunteți profesori și vorbiți în public. Profesor și că vorbiți în public. Alții. Succesul vostru vă va atrage o poziție de autoritate. E o chestiune de succes pentru unii. Da, putere. Oameni puternici. Și veți depăși dezamăgirile prin care treceți. Pentru unii e un succes. Vă place, nu vă place, mai ales sunt unii care sunt invidiați de propria familie. În fine, magiciană. Șase de monede, dar a fost pe orizontal. Cineva lasă în urmă un personaj foarte autoritar ca să-și manifeste echilibru pe cont propriu. Mai dăm o carte. Nu e ușor, dar nici imposibil. Extraordinar, regina de cupe. Regele și regina de cupe. Dar avem aici un rege și o regină în poziție normală și aici avem... Interesant? Foarte interesant. Foarte interesant. Nu știu dacă vedeți și voi așa și simțiți. Exact ce zisei mai devreme. O energie feminină manipulatoare și poate nu e feminină, poate e masculină, că de-aia a venit femeia invers. O energie feminină care de fapt e foarte masculină. De-aia e distorsionată. Sau dezechilibrată. Și aici este regele de cupe și șase de cupe invers. Și cu aspecte de pământ. Taur, fecioară, poate și un pic capricorn. Ar putea să fie un trecut, un prezent și un viitor. Frumos ar fi ca cineva să se transforme, dar cred că sunt două persoane. Deci, două tipare, apropo de ce am văzut mai devreme. Șabloane relaționale, relații karmice, în care a trebuit să trăiți suferință pentru că, și manipulări pentru că așa ați preluat tiparul și trebuie vindecat. Sau ei. Da, toți trăim așa ceva, să fim serioși. Toți. Hai să vedem. Până la urmă, concentrați-vă pe succesul vostru. Asta e cel mai important. Și meditați. Eventual, regele de spade, energie de vărsător, meditați, nu vorbești, nu, vărsătorii pot să vorbească foarte mult, știu că am planete și eu pe aici. Și unii vărsători sunt chiar foarte vorbăreți cu valetul de spade. Dar, Frumos ar fi dacă vorbiți despre ceea ce vă animă sufletul, despre lucruri care inspiră sau lucrurile care v-au inspirat, speranță, bucurie, eventual puterea de a citi, de a scrie. Da? Vorbiți cu un scop înalt. Sunt multe mesaje, sper că le rețineți și sper că am audiență cât mai înaltă. Succes, 9 de monede, lumea iară. La ce ar mai fi bine de meditat? La ce înseamnă, de fapt, un cuplu de suflet? Acest cuplu de suflet sau aceste răspunsuri vă vor transforma viața. Răspunsurile vă vor transforma viața. Comunicarea emoțională și telepatică vă vor transforma viața. În bine, dacă vreți, evident. Dacă a existat un triunghi la un moment dat, nu moseamoros, poate nu e o persoană, nu e vreo iubit, vreo iubită, poate să fie familia, poate să fie jobul, al treilea element. Dacă a existat un triunghi, în viitor nu va mai exista triunghi. Veți merge spre vindecare, manifestați vindecare, manifestați dragoste. Acest 33 și 24 pe care l-am văzut mai devreme, vă deschide sufletul, vă vindecați. Oricineva vă arată că magicianul vorbește. Iar 6 de bâte și eremitul. Poate cineva trebuie să învețe de la voi sau voi învățați de la cineva care vorbește în public despre lucruri înalte. Cum să manifestați, cum să iubiți, cum să iertați și cum să vă atrageți lucruri frumoase, să ieșiți din traume. Dar, repet, pentru asta trebuie sinceritate. Sunt multe variante, sunt mulți oameni cu aspecte învărsători și de diferite vibrații. Acum, mesajul este pentru cine știe să îl asculte. Dragă, chiar am vorbit, nu trebuia să... Sunteți puternici. Sunteți puternici. Chiar dacă unii probabil că nu vă simțiți atât de puternici, dar sunteți puternici. 11. Dar interesant că a venit cartea invers. Dacă ați avut niște situații în care acest feminin distorsionat v-a afectat de orice ați fi. Femei, bărbați, tineri, mai puțin tineri. Femininul vostru, femininul altuia sau alteia, că și bărbații au energia lor feminină, această energie feminină distorsionată v-a afectat încrederea în voi. Sper că nu sunteți voi cei care ați afectat încrederea în cineva. Doamne ferește, sper că nu. Deși vărsătorii pot să fie și foarte... Toate zodiile pot să fie în varianta pozitivă sau negativă, dar eu zic că cei care mă ascultă în principiu sunt oameni onorabili, ca oameni care vor să schimbe energia, viața în bine. Și dacă cumva, la un moment dat, v-ați simțit că nu aveți putere, ideea este că trebuie să învățați să manifestați, vedeți? Să vă iertați, să fiți în iubire necondiționată, să vă vindecați de acele traume și vindecându-vă descoperiți cât de puternici sunteți. Iar cuiva i s-a spus că nu-i puternic. Repet, dacă nu sunteți voi, poate e altcineva. Uite, sunteți fără limită. Copilul, steaua, interesant. Copilul traumatizat descoperă că are potențial de vindecare, de ridicare deasupra apelor tulburi. De o chestiune care vine din copilărie, dragii mei. Sunteți fără limite. Mai dăm o carte, totuși. Faptul că a apărut 11 și acest 11 a venit tot invers, posibil niște oameni invidioși nu vă vor puternici. Sau Flacăra voastră, că este numărul flacării gemene, flacăra voastră geamănă trebuie să descopere puterea și odată ce voi sunteți pe val, îi atrage și pe ei. Mai devreme sau mai târziu. Dați măștile jos și se... Asta a venit normal. Ah, ce frumos, e o romanță. Trebuie să alegeți dragostea. Poate că o romanță este necesară în viața unora ca să puteți să înțelegeți ce e dragostea. Choose love. Ce e dragostea. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!